Dr. Chip. Bine v-am găsit, prieteni! Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Dr. Chip. În acest clip vreau să vorbesc despre cum putem face să dispară sau să se reducă semnificativ cicatricele de pe față care au apărut după stoarcerea coșurilor. Toți în pubertate am avut coșuri, unii am avut inspirația să le stoarcem și prin stoarcere au rămas cicatrici pe care nu reușim să le rezolvăm. Am găsit două soluții care sunt potențial eficiente. Una este de la Dr. Berg, cealaltă am găsit-o, nu știu autorul, deci circulă. Și am decis să vi le prezint pe acestea două pentru că sunt foarte simple. Le puteți încerca, nu vă dau niciun fel de efecte adverse. Și atâta timp cât ceva nu face rău și poate să facă bine, eu zic că merită încercate. Prima ar fi administrarea locală la nivelul cicatricilor de vitamina E uleioasă. Deci o soluție uleioasă de vitamina E. De ce? Pentru că vitamina E reduce fibroza și astfel reduce țesutul cicatricial. Fiind uleioasă, ea pătrunde în profunzime în piele și acționează la acel nivel, are acțiune antiinflamatorie și antioxidantă. Se administrează seara, înainte de culcare, pe zonele cu cicatrici, bineînțeles, se masează 1-2 minute până când pătrunde în piele. Iar rezultatele ar trebui să se vadă în circa 2-3 săptămâni. De asemenea, ar fi bine să se adopte pe această perioadă un regim cu mai puțin zahăr, regim alimentar cu mai puțin zahăr, deoarece zahărul blochează acțiunea vitaminei E. Deci să se reducă zahărul, produsele cu zahăr, ceilalți carbohidrați, adică pâine, paste făinoase, orez, cartofi. Pentru a crește deci eficiența soluției cu vitamina E, o soluție foarte bună pentru reducerea secreției de insulină ar fi și postul intermitent, adică pauza alimentară de cel puțin 14-16 ore pe zi, iar dacă o ducem la 18 ore, este cu atât mai eficient postul intermitent, deoarece de la 18 ore în sus se activează autofagia, adică acel proces natural prin care organismul reciclează proteinele, celulele, țesuturile degradate și le transformă în proteine sănătoase. Iar cum țesutul cicatricial este un țesut format din celule degradate, autofagia are acțiune reparatorie la acest nivel. Deci pentru a potența acțiunea soluției cu vitamina E, autofagia obținută prin post intermitent de cel puțin 18, cu pauză de cel puțin 18 ore pe zi, are efecte care amplifică deci această acțiune a vitaminei E. O altă metodă pe care am găsit-o, care este bună în general la nivelul feței pentru a avea o piele mai tânără, o piele mai lucioasă, îi încetinim îmbătrânirea și are efect și asupra cicatricilor, este folosirea apei de orez. Apa de orez conține vitamina A, care este foarte benefică pentru piele, și de asemenea are și vitamina C și vitamina E. Deci iată cum conține și ea vitamina E și acționează prin mecanismul despre care v-am spus mai devreme. Cum se pregătește? Una din metodele de pregătire a apei de orez este foarte simplă. Deci se ia un sfert de cană de orez, se spală foarte bine, după care se pune pe foc o cană și jumătate de apă până când începe să fiarbă. Se adaugă orezul în acel moment, se dă focul mic și se lasă 15 minute acoperind oala cu un capac. După 15 minute stingem focul, strecurăm soluția și o lăsăm să se răcească. Și trebuie să o diluăm pentru că este concentrată. Diluția este la lichidul pe care l-am obținut, care ar trebui să fie în jur de 3 linguri, să adăugăm o cană de apă. Ce lichidul rezultat se pune într-o sticluță cu pompă de spray și se folosește, se sprayează pe față din abundență, deci cu generozitate, de 2 ori pe zi și lăsăm să se usuce, deci nu ne ștergem cu prosopul, lăsăm să se usuce la aer. Soluția se păstrează foarte bine în frigider, rezistă timp de 2 săptămâni la frigider.
Rezultatele ar trebui să apară cam după 3 luni, adică bineînțeles că nu apar brusc, se îmbunătățește, la 3 luni se obține efectul maxim. Pielea este mai tânără, este mai lucioasă, cicatricile, eventuale cicatrici s-au redus, porii s-au micșorat. Sunt deci, după cum am spus, metode simple pe care le puteți încerca, nu vă fac niciun fel de rău. Închei aici, vă mulțumesc, pe data viitoare!